Așa, o, Valerica, tare, sunt și inii doar de tine, blin. Dar ce să fac? Așa eu trebuie să înfrunt dopul, alea. Am spus, vă! Oh, las că e ok. Valeria! Valerica, haiada, ap, te rog frumos, că nu mai am timp, poporul mai șeri dealurile mă vor. Dar unde te-ai pornit, măi? Stai, leac, stai. Șierbi inima mine, gata, e un sfârșit, mă duc de la tine, te părăsesc. Unde te duci? Pe dealuri, pe văi, pe munți, pe mare, pe ocean, oriunde. Mă duc, ne-am luat lumea în cap, că lumea mea e aici și mă duc pe jos. Unde să mă duc? Ochișorul, inimioara, acolo mă duc. Măi, tu nici 48 de ore nu poți fără telefonul tău și fără un pat confortabil. Valeria, trebuie să recunosc telefonul, am să-l iau cu mine, să fac foarte multe instastory-uri. Stai lecție. Tu chiar crezi că la mine e 0% că eu aș putea să mă duc? Tu crezi că eu sunt mai slab decât Andrei Plugaru, care a văzut toată Italia pe jos, a mers fără apă, fără mâncare? Știu, ea slabac, știu, le? Măi, a surzit. Măi, hai așa să-l invităm întâi pe Andrei Plugaru și să ne povestească el mai întâi aventurile sale și pe urmă îți vezi tu dacă îți te duci. Eu v-am spus că femeile gândesc pozitiv, dar voi nu mă credeți niciodată. Bun, atunci să vină Andrei Plugaru! Dragilor, vreau să vă zic că această pandemie sau acest virus COVID-19 are și un mare, mare plus în favoarea lui Andrei Plugaru, pentru că i-a potolit un pic această nebunie de a merge pe jos mii de kilometri. Bună seara și bine ai venit! Bună seara! Bună seara. Până afla mai multe detalii, haideți să ciocnim câte un pahar de sangria făcut cu vin rădăcini, vin autohton. Din păcate eu nu o să pot să gust, nici nu trebuie. Dar o să miros, o să ciocnesc. Noi special ca să-l dezlegăm pe Andrei la limbă, ca să ne povestească mai mult despre această experiență de 92 de zile, dacă nu greșesc eu. Din Treviso ai mers pe jos până la vulcanul Etna, corect? Da, da. Ce-a fost în capul tău și ce se întâmplă în capul tău? Eu nu înțeleg. De unde a pornit această nebunie? Haide, să pornim de la început. Câțiva ani în urmă am plecat în Italia la muncă și deja eram obosit de muncă, de rutina care era acolo. Și am fugit de muncă și am decis să fac așa o călătorie care să mă recreeze, să ne așez gândurile tot. Și am decis cel mai mare vulcan activ din Europa, asta e vulcanul Etna. Zic că el în Italia, am să merg pe jos. Credeam că am să merg doar 2 luni, dar s-a primit 92 de zile. De ce pe jos? Nu aveai bani, trebuia, nu știu, făceam niște donații, să-ți iei trenul, că nu este foarte scump. Din contră mă gândeam dacă am să reușesc. Asta a fost un experiment, într-un fel să-mi demonstrez mie dacă e posibil să merg anume. Toată distanța pe jos și fără bani. Din câte am văzut eu pe postările tale, te-ai întâlnit cu foarte mulți moldoveni care te-au primit la ei acasă, care cumva te-au hrănit, te-au adăpat, ți-au dat apă, ți-au dat, nu știu. Da, da, foarte multe persoane au fost care m-au ajutat în călătoria aceasta. Moldoveni, români, au fost și persoane din Italia care. Într-o seară mergeam, ploua foarte tare, telefonul descărcat, powerbank-urile descărcate, am intrat în o gradă, vedeam lumină și am zis că n-am nimic în drept să-mi încarc telefonul, spate. M-au hrănit, m-au lăsat să dorm la ei, foarte multe persoane bune, niciun conflict în timp de 92 de zile n-am avut. Asta a fost foarte straniu, pentru că multe persoane spuneau, dacă ajungi în Napoli, acolo e mafie, e foarte mare, da, mafie, și azi fie ai probleme, niciun conflict. Din contra, în Napoli mă simțeam ca în Chișinău. Dar ce a fost cel mai greu? Să rămâi fără bani, adică să nu ai bani, să nu ai telefon. Ce a fost cel mai greu pentru tine? Nu, fără bani a fost greu pentru că a fost plus că persoanele m-au ajutat. Dar dacă, nu te ajutau, ce făceai? Rezolvam cumva. Eu eram gata pentru scenariul ăsta mai rău. Dacă nu mă ajut, eram... A fost un caz când am ajuns în Milano, nu aveam bani, de-am produsele erau finito și am mâncat din urna de gunoi acolo, am găsit. Ai găsit ceva și ai mâncat, da? Și în plus la toate în pasticerii mergeam și rugam persoanele, că ei aruncă pâine a doua zi. Da, știu că ei pâine dacă e prima este... zi, da, și a doua zi o arunc. Și mergeam la ei și spuneam dacă aveți pâine veche, să ne-o dați mie să o mănânc. Și ei cu mare drag, ține. Iată, pentru mine este interesant pentru că tu ai zis că aveai doar rucsacul. Ce aveai tu în rucsac? Te rog să-mi spui tot de cap-coadă. Sac de dormit, haine, mai multe haine, powerbank-uri, 3 panouri solare și deja telefon, o cameră mică, chestii din astea. Ca să mai filmez câte ceva. Și plus mâncare care mi-o dădeau persoanele care mă întâlneau pe
Timp de 92 de zile ai întâlnit foarte multe persoane. Da, foarte multe. Povestește-ne, nu știu, o istorie despre cineva chiar într-adevăr interesant sau ce ai avut, o povestioară interesantă. Absolut toate persoanele care pleacă undeva psihotare au istoriile lor foarte interesante. Nu pentru tine, în viziunea ta cea mai interesantă istorie. Prima persoană care m-a ajutat a fost Andrei, un român. Uh-huh. El e căsătorit cu o doamnă din Republica Moldova, moldovean, și el a fost prima persoană care a aflat de mine, mi-a scris și a venit de la 70 km. Eu spun, dacă nu sunt drum, nu făceam efort, nu veni la mine pentru că pierzi timpul tău. El zice, nu, eu sunt aici aproape, după care când a ajuns îmi spune, eu am venit de la 70 km și te văd să dau produse alimentare. Iată, 92 de zile ai fost pe picioare, dacă pot să zic așa. A fost un moment când ai zis, gata, eu renunț la această idee, să-mi bag piciorul, că-s tâmpit, că-s nebun, că-s bolnav de cap, că nu știu ce. Nu, asta a fost înainte de călătorie, dar... Asta a fost înainte? Da. Sunt nebun toate astea, de la mama, de la tata, de la soră, la frate, a fost că n-ai să reziști, dar dacă ploua 2-3 zile, asta era mortal. Era complicat. Da, pentru că eu pe timpul zilei trebuia să merg, aveam plus minus 30 km pe zi, mă gândeam să fac. Și dacă plouă, nu poți să faci nimic, trebuie să găsești un loc acoperit și să stai tot ziua. Eu încă aveam un principiu că dacă persoana vine mai ei cu mașina, trebuie să mă ducă din loc unde m-a lăsat. A, ca să nu mergi deloc cu mașina. Da, să nu merg deloc. Tu spuneai că oamenii îți dădeau de mâncare, de băut, bani. Care a fost cea mai mare sumă de bani? Bani nu. Nu? Nu, eu luam nu doar produse alimentare. Îi propuneau bani, eu zic că nu, cumpărați produse alimentare, cât pot pune în rucsac și merg mai departe. Wow. Banii deloc n-am avut cu mine. Eu înțeleg atunci când tu mergi printr-o pădure, da? Sau pe malul mării, nu știu, pescuiești, sau în pădure strângi niște muri, ceva, cumva supraviețuiești. Dar iată, când mergi pe autostradă sau... Da, autostradele le-am ocolit. Pur și simplu, eu foloseam o aplicație care e... Waze-ul? Altă aplicație. Și ea de multe ori mă ducea pe drumuri care ele nu mai există. În sens, ele-s vechi. Aha. Dar au fost momente când te-ai rătăcit și ai zis... Odată în pădure, noaptea, am ajuns, era gard și era teritoriu, zonă privată. Nu știam cum să fac, dar era de-am zis că merg pe lângă gard. Bun, dar au fost zile când ai rămas fără mâncare și chiar... Da, cel mai mult, câte zile ai stat fără ca să mă... 3 zile undeva. Apa i-a avut, cred. Da, apă este, apă e la orice punct. Sătuc, oraș este... Este apă, deci cel puțin apa i-a avut. Ai mai încercat această experiență nebună? Da, eu și în Republica Moldova am mers acum câteva luni... Din pandemie? Da, câteva luni în urmă am mers 8 zile, cu un prieten, am mers în 2. Și mă lipsești prietenii, dar nu, că el, nu vreau să prietenii, nu. Pur și simplu când am ajuns la Saharna cu el, el a căzut, s-a lovit cu capul de piatră și opa, am încheiat. Dar tot a fost, e ok cu dânsul? E ok tot, nu a fost nimic grav. Și tot așa, fără bani, fără mâncare? Nu, data asta e cu bani, dar pur și simplu să mergem pe jos, fără transport, fără nimic. Câți ani ai? 28, iată 92 de zile, da? Fără sex? Nimic. Cât e dracului, când mergi cât 30 km. Apoi nu-ți mai arde sex. Sara la ora 7 tu de-aia, stângi repede. Crezi că dacă te-ai căsătorit, când te-ai căsătorit, soția ar vrea să continui această experiență cu tine? Asta își fac acum. Să-i înstigi și una. Deja cred că când apar o familie n-ați fi posibil. Asta își fac cât mai repede. Dar nu știi, poate îți cade o soție ca tine. Da. Eu știu că din fiecare nebunie se poate de câștigat bani. Pe această nebunie, crezi că este o platformă bună de a te promova și de a câștiga o sumă frumoasă de bani? Da, am făcut timp de 92 de zile $130. E foarte interesantă istoria, dar eu vreau să mergem la bucătărie. Despre asta vreau să vorbesc și eu. Bine, doar două secunde, ultima întrebare aici. Pe canapea, în 92 de zile, ți-a fost dor cel mai tare de ce bucate de acasă de la mama? Borș roșu. Borș roșu. Astăzi nu facem borș roșu. Să mergem la bucătărie! Astăzi vom pregăti piept de pui cu ciuperci în sos cremos servit cu orez. Pentru această rețetă vom avea nevoie de piept de pui, ciuperci, usturoi, ceapă, făină, smântână dulce, parmezan, sare și piper negru. De asemenea, o să avem nevoie de rozmarin, pătrunjel, ulei de floarea soarelui Linela, vin alb, rădăcini și orez prefiert marca Bun Străbun. Și acum, hai să trecem la treabă! După culise, tu mie mi-ai zis că urăști ciupercile. De ce?
foarte tare pentru că... Născut, n-am știut. Anul acesta am stat 10 zile în pădure, așa. N-am avut nimic mâncare cu mine, doar un litru de apă și un cuțit și am mâncat timp de 10 zile doar ciuperci. Le-am copt așa la foc. Noi o să le facem într-un sos cremos și poate nu o să aibă gustul sau mirosul acesta atât de evident. Înseamnă că dacă nu-ți plac, tu și le tai. Ok. Deci arăt cum le tai. Mi-arăți pentru că eu nu gătesc deloc. Așa, felii, le tai. Între timp chiar povestește-mi despre aventura ta în pădure de a sta 10 zile doar cu un litru de apă. De ce doar cu un litru de apă? De ce nu ți-ai luat ceva? Din nou un experiment dacă eu am să rezist. Asta a fost scopul. Mi-a luat doar un litru de apă, un cuțit și niște saci de gunoi care au fost foarte de folos. În ei am adunat apă, i-am pus pe pământ și când ploua apă, apa cădea în ei și era mai simplu să strâng apa. Nu era mai simplu să iei mai multă apă cu tine, dar să o strângi. Da. Plus la toate am găsit o bultoacă cu apă. Am băut și din ea. Dar nu te temei că, uite, sunt microbi, sunt bacterii. Eu am aprins focul și am fiert apa înainte de consumat. Ce ai făcut? Ce ai mâncat? Cum? Nu te-ai temut? N-a mai venit vreun urs, vreun lup? Poate și nu știi să o prăpădit pe acolo? Animalii sălbatici am văzut doar căprioare și am auzit cerb. Serios? Da, dar cerbul face un sunet foarte straniu, parcă câini sălbatici face un sunet. Și primele două zile mi-era foarte, foarte tare, mă temeam. Credeam că câini sălbatici și-a spămânit și noaptea. Dar după care am vorbit cu un păduraș, el mi-a spus că acesta a fost un cerb. Foarte multe căpușe m-au mușcat. Undeva vreo 20, cred că. În toată ziua erau câte 6-7, când mă trezeam dimineața, pe picioare, pe mâini, pe... Doamne. Corp erau. Și în ultima zi, eu ziceam că, super, acuși plec acasă, tot ok, dar pe spate mi-au crescut foarte multe, un fel de alergie am avut. Iată și partea cea negativă. Da. Pentru că motivul, cred că a fost că n-am făcut baie timp de 10 zile. Asta era mai... Și chiar, după, tu ziceai că era, cum, ploua? În timpul ploaie, da, dar oricum, eu stăteam, noaptea era foarte frig și aerul foarte umid în pădure și nu puteam să stau în casă. Asta improvizat care am făcut-o eu, stăteam anume pe lângă foc. Ce găteai în acest timp? Doar ciuperci. Doar ciuperci ai mâncat? Și am mâncat, cum se numește, urzică. Am făcut supă din urzică, cum am pus frunzele de urzică și le-am fiert și deja crude. Care a fost scopul cu tu ai mers în pădure și cu ce te-ai ocupat în aceste 10 zile? Eu pentru mine mai mult, să mă gândesc, să analizez, să meditez, să văd ce vreau, ce nu vreau. Și ai putut să meditez fiind, nu știu, înfometat? Cred că nu mi-a reușit. Și nici nu puteai să citești o carte? Să... Nu, pentru că da, ajungi seara și ești obosit, că nu-ți ajunge energie. Te mițești capul uneori și n-ai timp de citit. Primele 7 zile erau ok, dar după asta, ultimele 3 zile erau foarte, foarte grele, au trecut. Fiecare secundă am numărat-o. Nu te gândeai că ei las tot baltă și merg acasă? Nu. Dacă îmi pun un scop, trebuie să merg până la final. Vai, ce drăguț! Le tăiem toate? Sau? Da, da, da. De la ce visai atunci când erai înfometat? La mâncare. Nu, bine, dar oricum da, nu știu, la ceva. Da. O bucată de pâine măcar. Cred că kebab. Eu nu s-a alintat la mâncare. Eu dacă ar fi să mănânc în toată ziua aceeași mâncare, eu mănânc toată ziua aceeași. Cu ce te ocupai tu înainte de aceste călătorii? Înainte de călătorii am învățat. Am făcut colegiu, după care universitatea, după care am... Ce facultate ai finalizat? Informatică. Eu sunt programist. Și ce ai lucrat până... Până a plecat psihotare, am lucrat într-un schimb valutar, ca casier. Și de asta și ți-ai ales o cale mai... Da, să ies din... Mai interesantă. Cred că da, este o și motivul. Care au fost consecințele asupra sănătății tale? Am avut doar niște probleme cu picioarele, dar am mers la medic câteva cursuri de tratament și tot ok. Acum sunt absolut sănătos. Unde vrei să ajungi? Pe viitor vreau să fac România. Tot la pas, numai decât, după care Spania este un traseu foarte frumos acolo. Acela este apogeul sau... Nu, deja vedem pe viitor, nu știu, n-am scopuri pe mult timp înainte, așa că un an, doi... Adică România și Spania. Da, acum, da. În liță e România, Spania și deja vedem mai departe. Eu îți doresc succes, Emilian are câteva provocări pentru tine, dar cred că provocările pentru tine sunt așa, ceva simplu. Vedem. Așa, am înțeles că la bucătărie ai fost destul de dezlegat la limbă și ai spus niște mici secrete despre căpușile tale care te-au făcut fericit. Însă eu vreau să trecem împreună la două challenge-uri
Știu că pe timpul acestui turneu ai avut nevoie de multă apă. Iată, avem aici jos. Nu e apă, asta e un fel de apă, un shot. Va trebui să o bem, fii atent, fără mâini, fără să atingem genunchii de podea. Nu știu cum, ești elastic, nu ești elastic. E important, cu gurița am luat păhăruțul, l-am băut și ne-am sfințit. Ești gata? Da. Te-ai convins? În următorul turneu trebuie să mergi cu mine. Eu să te învăț cum ai fi survivor, uite, mil cu stil. Trecem la al doilea challenge. Așa, suntem la al doilea challenge. Este un pic mai complicat, pentru că ție îți place să complici viața. Numai că din păcate să trebuia să mi-o complic și eu, pentru că trebuie să fim kit. Deci avem 6 pungi. În fiecare pungă este câte o soluție comestibilă, mai puțin comestibilă, dulce, mai puțin dulce. Avem aici un bol cu cifrele. Pe fiecare pungă este o cifră. Înainte de a extrage cifra trebuie să spui ceea ce este în pungă, bag în mine sau pe mine. Adică ori o lingură de chestii de aia mănânci sau ți-o aplici pe față, pe cap, pe intestine, unde vrei. Ești gata? Da, da. În mine sau pe mine? În mine. În tine. Hai în tine, dar dacă tu... 5. Cifra, las eu vreau să văd primul. Cifra 5. O lingură... O lingură. Bagi în tine, ai zis, da? Da. A, e normal. Conserv. Deschisat. Bine. Uite, eu scot așa. Trebuie o lingură plină sau o jumătate? Lingură, normal. Dar eu am mâncat mâncare de pisici. Mâncam mâncare. Așa că nu e problemă. Oi, blin. Și ai să ne iau neamuș. Da, iau lingură. A, miau! Așa, nu tremură, ai tremură buzica, observați, așa. Mânca... Mănânc-o. Apă, vezi? N-avem apă, apă noi, suntem acum 92 de zile în Italia. Yeah! Am extrag eu. Hai dacă tu ai zis... În, să zic și eu în, blin, stai. Hai, ok, fie în. 4. 4. Aia! Bravo, bă, de prost, doamne! Oamenii buni întotdeauna sunt iubiți câte Dumnezeu. Unul mănâncă mâncare pentru mâți, dar altul mănâncă bun, străbun, brânză, dar nu de mâță. De asta pot să mănânc și două. Așa. Pe tine sau în tine? În. În. Nu stai de vreme între însu. 3. Nu cred. Deci, acum mai ai o șansă. Roșu sau verde? Verde. Dar el e iute. Nu știu ce fac. Nu, asta, tu ai ales. Nu e regizat nimic, dragilor. Este ceea ce vrea Domnul. Hai. Mi-a mers, nu iute. Nu iute. N-am luat pista, dar... Nu, gata, iute. Iute. Iute, da? Ok. În mine o să intre acum. Nu o să intre nimeni niciodată. E 6 sau 9? 6. 6? Muștar dulce. Dulce? Dulce, dulce. Ei, slava Domnului. Dar arată atât de... Poftim. Poftă bună. Ho, gata. Ha. E extraordinar. Pe tine sau în tine? În 1. Am nimerit-o acum bine. Ketchup. Super. Și este picant. Bravo, el te știe, băiat, și mănâncă. Eu îți dau pentru că eu țin la oameni. Apă nu-ți mai dăm, ia și... Cumișor. Și deja ultima bucată, eu o aleg. Hai, las fi pe mine. Hai. Super. Trebuie să recunosc că până la acest ouț eu am fost cel mai bravo, pentru că eu am mâncat brânză, am mâncat muștar, tu ai mâncat ardei, mâncare de pisică, dar acest ouț va trebui... Dar ghinic am zis pe mine, că eu urăsc ouăle crude, nu le suport. Hai, în mine. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Amin. Thank you.
Deci gustoșeii mei, vreau să vă zic, în farfurie arată perfect, dar nu este genial. Pentru a fi genial, este neapărat să aveți un Emilian Crețu acasă, care rupe o floricică și ia uitați-vă acum cum arată. Nu, asta nu este decorativă doar. Hai, poftă mare și să vedem ce ați gătit voi gustos astăzi. Hai. Zi tu, ca să nu iasă eu o laud pe Valeria în fiecare edit. Foarte gustos, eu am spus, eu de dimineață n-am mâncat nimic și e foarte. De dimineață pentru tine asta e ok, de 3 luni când nu mănânci nimic. Dragilor, mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Nu uitați, subscribe pe pagina noastră de YouTube, comentarii, distribuiți, tot. Sebe! Vedeți? Dacă mâncarea e gustoasă, până și câinii vor să mănânce. Pa, pa! Poză! Oh, măiculețu mai, Valeria, și de ghini, stai acasă, întins pe canapea, cu linia la mână. Asta e viața, draga mea, că asta e viața. Spune-mi, te rog frumos, deși tu stai pe canapea și încă întins, trebuie să stai jos, la podea, sau să te duci la balcon, să te deprinzi, te mănânci și gânda și ei, că doar trebuie să te duci în călătorie. Valeria, tu chiar nu observi, tu chiar nu simți. Valeria, nu simți că creierașul meu, piciorușele mele au zis, nu, Emile, stai dracului acasă, pe canapea, frumos, sau tu, deci tu vrei să mă alungi sau cum? Ia te gândești. Numai nu spune că ți-ai găsit pe altcineva, ți-ai găsit unul mai bun decât mine, mai deștept, mai nebun, mai frumos, mai cum? Oameni buni, vă rog frumos, spuneți-i lui Valeria că cel mai bun cuplu sunt eu cu dânsa. Și dacă da, atunci comentați, spuneți like, kiss, vă iubim, vă mulțumim, sunteți nebuni, sunteți frumoși, sunteți gustoși. Te-am cucerit? V-am cucerit. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. O seară frumoasă în continuare și da, suntem un cuplu extraordinar. Cuplu. Cuplu. Vă pupăm!